Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii viitoare, 5-12 noiembrie, pentru Zodia Leu, luna sau ascendentul Zodia Leu. Pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru toți abonații mei, pentru cei născuți în Zodia Leu, luna sau ascendentul Zodia Leu, ce va veni în viața lor, ce va fi, cum va fi această săptămână. Haideți să vedem. Haideți să vedem primul card pentru Zodia Leu, regele de pământ, regele de monede, un bărbat va avea un rol important în viața dumneavoastră, un bărbat realizat, un bărbat care stă bine financiar, un bărbat generos, un bărbat vă va da o mână de ajutor. Haideți să vedem și următorul card. Veți intra în contact cu acest bărbat, da? Acest bărbat este concret, va aduce stabilitate în viața dumneavoastră. Acest bărbat e posibil să fie născut în luna septembrie sau într-o zi de nouă. Este, cred că dumneavoastră vă veți îndepărta un pic, să spunem, în această săptămână. Veți dori să stați un pic singuri. Veți dori să meditați în ce privește acest bărbat, da? Sau un bărbat din trecutul dumneavoastră se va reîntoarce în viața dumneavoastră sau va fi nevoie să luați o decizie în ce privește acest bărbat. E posibil să luați o decizie în ce privește trecutul dumneavoastră care reapare în viața dumneavoastră sau să faceți lumină în ce privește trecutul acestui bărbat. Sau să luați o hotărâre în ce privește acest bărbat, poate fi un loc de muncă sau să faceți ceva împreună. Cred că trebuie să faceți prudență, să fiți prudenți, da? Trebuie să faceți lumină, pentru că văd că sunt anumite secrete. Văd foarte multă înțelepciune. Da? Și trebuie să vă ascultați sufletul, trebuie să vă ascultați intuiția. Haideți să vedem următorul card. Veți primi o veste. Veți primi o veste. Sau va trebui să vă pregătiți în ceva anume. E nevoie să studiați mai mult. E nevoie să vă pregătiți, e posibil, la locul de muncă sau să studiați ceva nou, da? Sau o persoană mai tânără din jurul dumneavoastră să vă aducă o veste în ce privește un nou proiect, un nou job sau un nou studiu, vreți să poate să începeți un nou curs sau doar vești, da? De la depărtare, din trecutul dumneavoastră. Cinci de spade. Asta vrea să spună că vor fi anumite discuții în care va trebui să reluați de la zero, să valutați bine, să reevaluați o situație, o colaborare cu anumite persoane. Văd greșeli, văd dramă, văd că cineva nu este onest în ce vă privește, va încerca să tragă pentru el. Văd că alegerea care ați făcut-o din trecutul dumneavoastră nu este cea mai potrivită și vă veți da seama de acest lucru. E nevoie să vă îndepărtați de acele persoane care nu sunt oneste și le veți vedea. Veți vedea care sunt acele persoane. Da? Văd păreri de rău aici pentru că va fi un eșec
în ce privește o colaborare sau în ce privește o discuție cu persoane din jurul dumneavoastră, e nevoie de multă cumpătare, e nevoie de un compromis, e nevoie să faceți un compromis, posibil cu persoane dragi sau la locul de muncă. Pentru asta și spunea prudență. Eremitul spune prudență. Sau acest bărbat este prudent. Sau trebuie să reevaluați o situație în ce privește stabilitatea dumneavoastră cu soțul dumneavoastră, cu iubitul dumneavoastră sau la locul de muncă. E nevoie să faceți lumină, să vă retrageți un pic, să luați o pauză în ce privește societatea sau persoanele din jurul dumneavoastră. Văd că e nevoie să fiți controlați, să fiți moderați, să luați alegeri, să faceți alegeri, dar nu grăbite, nu într-un mod grăbit. Trebuie să faceți alegeri, dar într-un mod calm, cu echilibru. Văd un compromis, văd protecție, că veți fi protejați. Da, veți avea niște discuții cu, posibil și cu persoana iubită în ce privește un acord, da? Trebuie să revedeți un acord, să reevaluați un acord, un contract sau trebuie să păstrați acest echilibru în viața dumneavoastră, să faceți un compromis. Și vreau să vă spun că pentru planurile dumneavoastră e nevoie de așteptare, dar în același timp văd vindecare. Da? Văd vindecare. Haideți să vedem următorul card. Vindecare și veți face acel compromis și va duce la generozitate. Cineva vă va da o mână de ajutor, veți primi bani. Deci până la urmă, vindecarea va fi și veți primi bănuți. Și veți avea parte de stabilitate, de echilibru. Veți primi banii care aveți nevoie, cineva vă va întinde o mână de ajutor, vă va da mâna de ajutor, da? Generozitate, bunătate. E posibil să intrați în legătură cu semne de pământ, fecioară, capricorn, taur sau săgetător, mai îmi vorbește aici. În ce privește aceste discuții, aceste erori, văd o lipsă aici, lipsește ceva, aveți nevoie de ajutor și vă preocupă, da, aceste lipsuri. Ori vă simțiți abandonați, ori singuri, ori ceva vă deranjează și aveți nevoie de ajutor. Trebuie să cereți ajutorul cuiva. Da, și va fi o transformare în viața dumneavoastră, veți înțelege un anumit lucru, veți înțelege cum stau lucrurile și va trebui să vă eliberați de ceva anume, va fi o schimbare în viața dumneavoastră, ceva va cădea, da? Veți avea parte de o iluminare, veți vedea mai clar lucrurile, cum stau, ceva va ieși la suprafață. Doresc să aprofundez aceste cărți pentru Zodia Leu. Haideți să vedem turnul din nou. Ceva, veți avea parte de obstacole cu o persoană, cu acest bărbat. Vă va da anumite vești, ceva se va închide sau veți avea o discuție cu acest bărbat. O discuție nu tocmai plăcută. Da? Ceva se va termina, ceva va cădea. Văd o schimbare. În ce privește pusnicul, văd că dumneavoastră, cred că ori la locul de muncă veți pierde ceva sau veți pierde locul de muncă sau veți dori să schimbați casa, să schimbați locul de muncă, să schimbați țara, o mutare sau... ceva va cădea aici, da? Se va termina și aici eremitul vrea să-mi spună că dumneavoastră va trebui să luați o decizie și vă veți retrage din societate, vă veți retrage, veți prefera să stați mai mult singuri,
să descoperiți adevărul dumneavoastră, ceea ce doriți să faceți pentru viitorul dumneavoastră, să luminați trecutul, să spunem așa, pentru nou început. Pentru acest nou început vine o ofertă cu abundență în viața dumneavoastră. Da? Va fi un nou început în ce privește planul financiar. Wow! Și va fi cu petrecere în sânul familiei și veți primi acea veste. Pentru această petrecere veți reuși acel proiect, să știți. Veți petrece, vă veți bucura cu familia dumneavoastră, cu cei dragi vouă sau chiar și cu voi înși vă, voi singuri. Veți avea un beneficiu, un câștig, veți reuși în ceva anume care v-a deranjat sau v-a făcut să vă închideți în propria persoană. Și din nou regele de monede, văd această 5 de spade, această eroare, această dramă din viața dumneavoastră și pentru care va trebui să reevaluați lucrurile, e din cauza unui bărbat de semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Acest bărbat este foarte concret. Aveți grijă la acest bărbat că ceva ascunde sau vă duce cu preșul, să spunem așa, sau ce manipulează sau va încerca doar pentru el. Este un pic cam... Nu este așa onest acest bărbat. Nu vreau să... Poate greșesc, sper să greșesc, dar ceva aici văd că este o eroare, o greșeală. E posibil că acest bărbat să... sau să aveți o discuție cu acest bărbat și trebuie să vă îndepărtați de anumite gânduri negative care vi va da acest bărbat, da? Haideți să vedem, dar după aia va fi vindecare. Da, cu timpul veți da la spate, da? Veți dori să dați la spate acest bărbat și veți face un compromis, vă veți controla cu calm, în timp, veți da la spate și veți pleca pe drumul dumneavoastră. Veți lua o înțelepciune bună, o decizie bună, înțeleaptă. Să dați la spate și să încercați să mai mult satisfacție în lumea dumneavoastră. Să spunem că e ca și cum plecați la drum să căutați ceva anume pentru a vă regăsi pacea, pentru a vă vindeca, pentru a vă găsi echilibru în viața dumneavoastră. Veți da la spate aceste erori, aceste greșeli. Următorul card. Dumneavoastră. Și veți deveni acea femeie stabilă și concretă. Da, văd, din păcate aici, în această relație, zodia leu, un bărbat și o femeie de un semn de pământ, în această relație văd că există o relație, o femeie și un bărbat aici, un cuplu, care pentru ei e foarte important, pentru dânsii sau pentru dumneavoastră este important partea materială. Ce aveți în comun? Aveți munca sau planurile materiale în comun. Da? Nu văd prea mult afect, prea multă dragoste. Văd că vă interesează mai mult planurile materiale și asta vă ține împreună. Și dumneavoastră, doamnelor, acest lucru vă insatisface pentru că doriți ceva mai profund în viața noastră. Aveți nevoie de un echilibru, de dragoste. Văd că sunteți o persoană stabilă și concretă, dar aveți nevoie de dragoste în același timp. Aveți nevoie de vindecare. Această relație văd că se bazează mai mult pe prietenie, pe... o relație de prieteni, nu de pasiune sau de sentimente de iubire. Înțelegeți? Și dumneavoastră, doamnelor, doriți mai mult de la viață. Doriți să fiți iubite, doriți să fiți prețuite, doriți să fiți femeie, să fiți văzute. Sunteți insatisfăcute în ce privește această relație. Da. Și vă va da o mână de ajutor o femeie în semn de apă sau o femeie sau mama dumneavoastră, sora dumneavoastră, o femeie dragă, o prietenă.
Vă va întinde o mână de ajutor, vă va ajuta, să știți. Veți avea parte de ajutorul unei femei, unei femei dragi care are, simte afect pentru dumneavoastră. În ce privește aceste lipsuri, e nevoie, văd că veți avea parte de succes, să știți. Dar din nou, femeie va avea un rol important. Sau aceste lipsuri le aveți din cauza unei femei. Din cauza acestei femei, dumneavoastră aveți lipsuri. Vă simțiți singură, abandonată și aveți nevoie de ajutor. Dar veți înțelege că va fi o schimbare importantă în viața dumneavoastră și e nevoie de această schimbare pentru că ce a fost construit nu a fost construit pe baze solide și pentru asta e nevoie de a dărâma pentru a construi ceva mai bun. Vreau să zic că veți ajunge la succesul mult meritat. Da, veți fi mai creativă, mai comunicativă, veți fi mai expansivă, vă veți deschide, veți ști ceea ce doriți, să doriți, să veți aduce fertilitate, veți da naștere la un nou început, deci văd nouă decupe. Veți avea parte de dorințele dumneavoastră să vor îndeplini. Ce trebuie să faceți? Să vă puneți mai multe dorințe, să visați mai mult, că veți avea parte de reușită, veți avea parte de independență, de echilibru mult dorit, veți avea cele nouă cupe împlinite, cu apă, să spunem așa. Veți face ceea ce doriți să faceți, veți face ceea ce vă place, vă veți elibera de anumite constrângeri și vă veți găsi pacea, pacea interioară. Veți înțelege că e nevoie să lăsați ceva în urmă și veți reuși și vă veți găsi pacea interioară. Veți avea parte de succes, de se vor realiza dorințele dumneavoastră. Veți reuși să fiți în pace cu voi înșivă. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru zodia Leu, pentru săptămâna viitoare. Cupidon, wow! Vom trimite mari unde de iubire în inima ta și în mintea ta pentru a trezi pasiunea pentru viața ta. Pentru ce te va ajuta să ai această trezire a fost decizia să te deschizi la relații sentimentale și pentru a le trăi în plin, să celebrezi iubirea în toate magnificile ei, în toate aspectele ei magnifice. Da? Deci vei fi iubită, vei primi iubire, te vei trezi în ce privește iubirea, vei dori să iubești mai mult. Îți vei da seama că vrei să fii iubită și să iubești. Îți vei da seama că vrei mai multă profunzime în viața ta. Foarte bine. Și veți dori să vă deschideți mai mult la relațiile sentimentale și să trăiți cu pasiune și cu iubire în toate aspectele ei. O săptămână plină aici. Foarte frumos. Veți avea succes, să știți, veți atrage privirile, veți fi o femeie cu o femeie plină în toate aspectele ei, să spunem așa, o femeie pe picioarele, independentă, veți ști ce vă doriți și veți ajunge la echilibru și la independența dumneavoastră emotivă. Veți avea parte de iubire în această săptămână. Zodia Leo, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc numai bine. La revedere, ne vedem data viitoare!